conformitate cu dispozițiile articolului 133 alineatul 1 litera A, articolul 134 alineatul 1 litera A, articolul 96 alineatul 1 litera B, cu codul administrativ, precum și dispoziția primarului numărul 248 din 12 a 12, a fost comutat spațiul așa în coordonare de astăzi. Liceul 13 copilor locat în prezență toți, deci nu este statutar. Având în vedere prevederile articolul 138 alineatul 15 din codul administrativ, supun pe aprobare procesul de bază încheiat la ședința anterioară. Cine de pe împotrivă, cine de aici este aprobarea tot aprobat în modul. Deci, doamna de la expoziție ce vă face de noi. Acum loc pe domnul președinte să te aducă și da. Mulțumesc pentru prevederea acordată și promit că voi conduce lucrurile ședinței conform normelor legale și democratice. Sunt de citire ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al dreptului de proprietate al imobilului identificat prin lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Ardeoani, la numărul 105, contul 212, proprietate publică a comunei Ardeoani, situată în sat Ardeoani, comuna Ardeoani, județul Bacău, în vederea desființării, demolare, clădirii, magazie, primărie, comuna Ardeoani, Bacău, în vederea identificării unui construcții, stație de reîncărcare pentru tipul electric în comuna Ardeoani, județul Bacău, legător primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este susținut de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care vizează cele trei comisii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de bună gospodărie, întreținere și înconsetare, cât și regulamentul contravențiilor la nivelul luat în Ardeoani, județul Bacău, inițiator primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează Comisia 2. 3. Proiect de hotărâre privind taxa specială de salubritate persoane fizice pentru anul 2024 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în cuantum de 11.038 lei pe lună de persoană. Inițiator, primarul de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care vizează cele trei comisii. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubritate pentru persoanele juridice începând cu 1.2024. Inițiator, primar Victor de acolo. Proiect de hotărâre este susținut de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care vizează cele trei comisii. 5. Proiect de hotărâre privind indexarea și stabilirea impozitului și taxe locale pentru anul 2024. Inițiator, primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului scris și referatul de aprobare al primarului, comisia care vizează cele trei comisii. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului special și referatul de aprobare al comisia care avizează cele trei comisii. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 556/2006, 29/11/2010. Inițiator primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează cele trei comisii. 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2023. Inițiator primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează cele trei comisii. 9. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual din partea primăriei comunei Ardeoani. Inițiator primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează cele trei comisii. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 al anului 2023 conform contului de execuție al bugetului local
la 11.12.2023. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează Comisia 11, proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul local pentru organizare și desfășurare festival de jachi și obicei de iară. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează Comisia 12. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 10 din 26.2022 privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale a membrilor Comitetului Local pentru situații de urgență, a membrilor Centrului Operativ cu activitate temporară. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului special și de senatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează Comisia 2. 14 diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi. Da. Așa. Un proiect de hotărâre privind aprobarea documentar tehnico-economică și studiul de oportunitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția, dezvoltare, infrastructură, fix, sistem de inteligente de management în comun al doamnei județul Bacău. Inițiator, primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează Comisia 1. Așa. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al dreptului de proprietate al imobilului identificat prin lista bunurilor de ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeoan la numărul 105, contul 212, proprietate publică a Comunei Ardeoan, situată în sat Ardeoan, Comuna Ardeoan, județul Bacău. În vederea desfințării, demolare, clădire, magazie, primărie, Comuna Ardeoan, județul Bacău, în vederea edificării unei construcții, stație de recuperare pentru vehiculele electrice în Comuna Ardeoan, județul Bacău. Avizie Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pădurarul Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Neculari. Aviz favorabil. Dar s-a discutat în comisie, doamna Virasănescu, luminița, ne-a spus despre ce este vorba. Acum, dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre prin forma prezentată de executiv, cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se obține cine. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de bună gospodărie, întreținere și înfrumusețare, cât și regimul contravențiilor al la nivelul Oatea Arion, județul Bacău. Aviz. Comisia 2, domnul Remus Pădurar. Aveți favorabil. La fel, doamna Gerasinescu, ministra de Integritate, comisie despre ce este vorba. Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dar se ține cineva. Se trece la următorul. Proiect de hotărâre privind taxa specială de salubritate persoane fizice pentru anul 2024. Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău cu amintim de 11,38% lei lună pe persoană. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, Pădurarul Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Deacon Neculari. Aviz favorabil. Așa. La fel, s-a discutat în comisie, domnul viceprimar ne-a prezentat. Așa, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Da, domnul Andrei. Sunt de acord cu măsurile care tot se pun la mărit. Dar sunt persoane în comună și eu, de asemenea, nu avem tomberoane. Cu noi am să-l pun în fața porții să-l bată vântul. Ați făcut solicitare? Am făcut solicitare, tot mi s-a promis, tomberoane, tomberoane. Cu domnul Merluș, că am zis și cred că câteva luni. Apoi, spus odată, nu mi-a venit. Deci eu plătesc la 5 persoane, că eu personal. Cred că da, o sumă destul. Nu am de plătit la primărie niciun ban nu am pus. Deci să rămân dator. Dar mi-a dat tomberoane să le primești. Și mai sunt și am multe persoane care mi s-au spus care nu au tomberoane. Atunci, ok, îi tomăresc. Dacă e din banii aia, poți plătească 30-40 tomberoane și să-i aduc și nouă în comun. Da, domnul Vici. Da,
Nu s-a făcut ăștia de la... Domnul Merușcă i-a promis, a zis că a făcut solicitare, nu... Ai seama că nu e după el. El a făcut solicitare mai departe, așteptăm să... Da, da, nu știu de cine ați făcut solicitare până acum, s-au adus, cred că... De trei ori. De trei ori, până acum, domnul Merușcă. Înseamnă că cineva m-a omis. Numai pe mine. Păi nu, dar dacă ziceți că ați făcut din câteva ori... Vă dați seama, de când avem noi contractul, un prețul tot s-a adus, domnul Berman. Anul trecut am avut. Din câte știu... Anul trecut au stat aici în cămin, cred că, nu știu, jumătate an. Din câte știu eu, deci ADIS-ul a distribuit tot stocul pe care l-avea pentru Comuna Bioara. Și am înțeles acum, pentru că a făcut o adresă către ADIS, iar ADIS-ul i-a recomandat să facă adresă către Consiliul Județean. Ca să suplimenteze numărul. Da. Mai găsești. Da, păi sunt 16 persoane care trebuie să le ia. Care au solicitat la acum, până în prezent. Trebuie să solicite înscris, că altfel n-ai. Nu i-au solicitat. Sunt care au construcții voi. Dar totuși, nu știu de ce n-ați luat până acum. Da, de atâția ani i-au dat seama. Dar n-ai avut niciodată? Eu am avut, cine a avut casa de unde am cumpărat eu și unde m-am mutat, o fi avânt. Nu mai e, eu am avut, mi-am procurat din altă parte. Dar mă gândesc la sumele care plătesc, da, am și-o dreptul. Da. Da, fără, 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 cine este împotrivă, dacă se urmă. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele juridice începând cu 1 ianuarie 2024. Avizie. Comisia 1. Domnul Moise Cosmin. Comisia 2. Domnul Remus Pădurano. Comisia 3. Domnul Diaconu Nicolae. De asemenea, s-a discutat în comisie. Domnul viceprimar, întrebă, s-a explicat. Dacă cineva vrea să ia cuvântul. Dacă nu se pun la vot proiectul de hotărâre în urma prezentată din executiv, cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se ordine ceva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Tofien. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Păduraru Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Așa. S-a discutat în comisie, aceeași problemă. Dacă trebuie și cineva, da, domnul... Mulțumesc, domnul președinte. Solicit anularea taxei de urgență pentru eliberarea certificatului fiscal și a diferenților în regim de urgență. Această taxă s-a aprobat tot de Consiliul Local anul trecut în decembrie. Spunea că cine dorește în regim de urgență să plătească o taxă. Dar am observat că se aplică discriminatorul, preferențial. Deci unii plătesc, alții nu plătesc. De aceea solicit ca această taxă să fie anulată. Dacă nu anulați, noi, grupul PSD, nu o să votăm indexarea cu 13,8% a taxelor și impozitelor locale. Mulțumesc. Ok, dacă vă doresc cineva să mă întrebă? Da, eu. Domnul Păstru. Fără nicio supărare, o să dau răspuns domnul Popa. Domeniul în care lucrez, cred că am mers la 80% din primării din județul Bacău. Tocmai pentru asta mă ocup, eliberez certificat fiscal. Taxa de urgență o plătesc. Ba 50 de lei la Măinești, la Măinești taxa de urgență e 100 de lei. 50 de lei. De oraș. Da, 50 de lei e normal, deci nu e nimic gratis. 100 de lei taxa de urgență. La Bacău e 30 de lei. La Măinești parte 20 de lei, dacă nu mă știu, nu le mai țin multe, dar peste tot plătești la taxe de urgență, pentru că solicitările sunt foarte multe, sunt singur om sau doi om pe primărie, nu contează că e Măinești, că e eliberarea certificatului fiscal la autoturism, sunt foarte multe, foarte multe muncă și riscăm să facem un coz pe bol.
Deci nu știu dacă e o idee bună. Nu plătești, aia e văzut, domnul. Nu cred, că doar este un registru. Da? Și în momentul când eu, de exemplu, eu chiar ieri eu am fost, mereu vin și nu plătesc taxa de urgență pentru că eu am timp. La Consiliul Local Ardeaua, în Comuna Ardeaua, deci această taxă se plătește discriminatoriu. Unii plătesc, alții, după care-i dovada? Care-i dovada dumneavoastră? Trebuie să dăm un număr de înregistrare și dacă numărul de înregistrare e ziua respectivă, automat, noi cerem anularea acestei taxe. Și așa mărim acum cu 13,8% toate taxele și impozitele. Dar 13,8% nu le mărim când vrem noi. Păi nu vrem noi, dar le mărim. Suntem obligați prin legi, deci nu credem. Am înțeles, dar această taxă o anulăm, nu suntem obligați prin legi și noi în Consiliul Local putem, cum am aprobat-o anul trecut, am să putem să o anulăm. Deoarece se aplică discriminatorii, v-am mai spus, și sunt dovezi în acest sens. Și Comuna Ardeaua nu e atât de mare și nu stă oameni la rând la să plătească taxă și tot facem afirmații de genul ăsta, dați un nume, dați! Ai făcut cerere în aceea zi și ți-o eliberat? Da, nu v-am dat aminte de el. Dar nu așa cum să te ceamete. Sunt mulți, aș fi luat un exemplu acum și toate cred aici. Dar sunt mulți care nu plătesc, ce știi? Deci credeți-mă, eu anul ăsta cred că am scos peste 50 de... Păi dumneavoastră, de ceilalți și ceilalți care nu plătesc. N-am plătit în momentul când am lăsat și am venit după 2 zile sau 3 zile. De exemplu, uitați-vă, vă dau un exemplu la legii de urgență, m-am referit, dar la mâine ești, de multe ori plătești taxa de urgență și pentru că nu au timp efectiv să lucrezi. Vreau să vă comunic că taxa de urgență este necesară din ce motiv? Pentru că vine omul astăzi cu solicitarea a unei reverențe și înscrierea la taxa și impozite a unui autoturism necesită foarte mult timp. Deci nu credeți că acel salariat trebuie să-și lasă alte treburi deoparte și să apuce să înregistreze mașina. Este vorba de înregistra mașina, după aceea, cu toate datele, absolut tot, după care, iarăși, automat o să aibă omul și un contract de vânzare, cumpărare și automat o să trebuiască și scoasă. Și eu cred că este ca și timp pentru înregistrarea unei autoturism, cu toate documentele care sunt eliberate, eu cred că urmează, cred că circa o oară. Și din cauza asta dacă vine 3-4 nu mai poate să desfășoare atribuții care are și pe alte... Da, domnul secretar, dar pot să spun funcționarul, dar vine, este și 2 ore, 3 ore, nu pot să te dau acum. Un exemplu, zice dumneavoastră, poate să revine peste 2 ore. Omul poate chiar atunci are nevoie și vrea să ajungă la Bacău la matriculări. Pierde programarea acolo și... Dar ce îl face de avichea? Trebuie să face pe loc. Da, de asta este o taxă de urgență. Și taxă de 20 de legi, cum se aplică la toți? Se aplică preferențial? Știu, voi ziceți dumneavoastră, se aplică preferențial. Noi știm. Adică se poate lua registru, poate verifica, voi de când ai număr de înregistrare de astăzi, când ai delibere certificat fiscal, astăzi, ai taxa de 20 lei, bine, nu ai, nu mai. Eu nu cred. Eu, unul, v-am spus, mai, din camera asta nu a scos nimeni mai mult certificat fiscal de aici din primărie, vă spun eu, din propria experiență. Și eu plătesc și la fel, și în evidență și la... Eu nu contez faptul că dumneavoastră ați plătit. Eu am spus că sunt persoane care nu au plătit. Și de aceea, dacă se aplică discriminatorii, deci este vorba de un primăriu în Consiliul Local, nu este SRL. Nu este un SRL, este primăriu în Consiliul Local. Deci dacă nu se aplică la toată lumea, cerem anularea ei. Scurt. Eu nu știu ce este. Ok, supun la vorba lui regulă de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru?
Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cine este împotrivă? 5. Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea... Deci să știți că este vorba dintre pentru toate taxe și importe. Deci ce ați votat acum e vorba de indexarea de 13,8% care e... Deci referă la adică da, e... și inclusiv la taxa asta a spus că 13,1% care era. Deci e vorba de tot acolo de impozite și taxe locale? Sau numai cu taxa locale? Să puneți în discuție, domnul secretar, și trebuie să revenim la ce face oamenul ăsta la oamenul ăla. După care votăm. Dar ați trecut să votăm de aici. Deci în cazul ăsta, deci o să fim un amendament în care dumneavoastră, grupul PSD, care putea să... Solicităm adunarea. Să fi făcut... La momentul când trebuia să veniți cu un amendament în cadrul comisiilor în care dumneavoastră să fi propus amendament de anulare acestei taxe de urgență. Am propus o ședință publică acum, nu scrita. Se poate analiza. Eu ca să știu cum să trebuia să fac o modificare, da? Care să vin cu un amendament cu o propunere de dumneavoastră, în care, deci, se referă numai la taxa de urgență. Atât, nu ai mă, atât, așa, nu la tot, atât. Deci, ca să știți că eu când nu fac precizarea asta, o să fac cu... Deci, tabloul întreg este aprobat cu rata inflației. Da, iar acest amendament al taxei de urgență, adică a solicitat desfințare. Și se desfințează sau nu? Ca să știți, să nu... Dacă majoritatea... Deci, votat-o dacă întregul... Eu am spus clar, dacă nu se anulează această taxă specială, deci noi nu votăm și nu am votat de dovadă, nu am votat ce spune. Deci eu o să fac precizarea. Pentru de taxe locale o să fie 11 voturi pentru, iar pentru... Nu, 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 vreau de hotărâri privind indicarea... Adică trebuie... Totul votat în dar nu s-a văzut clar cu cine. Deci toate taxele și impozite. Da, am votat în votere, dar se pare... Mărimii taxelor, impozitelor și taxelor locale. Am votat în votere. Da, am înțeles că i-aș învățat. Vreau că nu se poate. Nu se poate. Uite, o anulă la acum, dacă se poate. Prefer să plătesc 23. Numai de asta, dacă vreți să vedeți cu amendamentul, numai asupra taxei de urgență și nu fac prezentii. Dacă vreți să o anulă, votăm acum să anulează și votăm restul. Da, da, dar asta nu-i treaba mea. Păi, dar n-am propus. Și anulezi numai taxa de urgență. Domnul președinte, n-ați solicitat să votăm anularea taxei, să am solicitat să votăm, am votat pentru proiect de hotărâre. Asta ați cerut. Deci n-am zis să votăm pentru taxe. Proiect de hotărâre prin indexarea și stabilirea impozitului. Nu, asta am votat. Dar n-am votat. La trei proiecturi. Trei proiecturi, dacă nu anulăm taxa, nu știu specifica. Nu anulăm această taxă. Votului, deci taxe impozite sunt aprobate, taxa rămâne în picioare. În picioare. Să rămâne, nu ai votat împotrivă. Eu am făcut mențiunea. Da. Asta e. Bun, trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Avize. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pădurarul Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Neculaș. Aviz favorabil. Așa, s-a discutat în comisie aceeași problemă. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se obține cineva? Se trece la urmă. Rezumă un pic. Certificatul fiscal e prin numele stătulat Alexandra. CRP 23, iar certificatul emis pe 24. Așa că nu mai încercați să ne duceți în eroare la de chestii. M-am interesat, deci nu e prin numele tău. Da, deci numele lui fică, da. Da, deci atunci, dar vezi că ai cererea înregistrată pe 23 și certificatul e pe 24. Și nu ai să plătiți asta. Vă poți vin numele la față, da.
Da, nu vorbim nici eu, dar da. Vorbim ca să fie lor. Păi da, și noi, este normal. Păi nu, nu, dar să vorbim de asta. Nu, s-a doua zi. Nu a fost urgență. Da, așa. Se trece la următorul punct al ordinii zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice, alimentare cu apă și de canalizare, numărul 556 din 2006, pe 29.11.2010. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Văduraru Raimond. Favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Neplai. Aviz favorabil. La fel, s-a discutat în comisii, domnul viceprimar a prezentat raportul de specialitate, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supun la voi proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv, cine este pentru? Cine este împotrivă, dar se ține cineva, se ține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Petrinescu 4 al anului 2023. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pădunaru Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Neculai. Aviz favorabil. Doamna Jigăl, acesta ne-a prezentat raportul de specialitate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv, cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se obține, abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual în cadrul primăriei Comunei Ardeoare. Avize. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Comisia 2, domnul Păduraru Remus. Comisia 3, domnul Diaconu Neculai. La fel, ne s-a prezentat în comisii raportul de specialitate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu s-a promovat proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se trece la următorul punct al ordinii de zi. 10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 al anului 2023, conform contului de execuție al bugetului local la 11.12.2023. Aviz. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. La fel, doamna Jigăl Narcisa ne prezenta raportul de specialitate în comisii. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supun la vot. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se obține, cine este. Următorul punct al ordinii de zi, 11. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul local pentru organizare și desfășurare festivitale de date și obiceiuri de an. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. La fel, doamna Jigău ne-a prezentat raportul de specialitate în comisii. Dacă cineva dorește să ia cuvântul. Eu. Da, domnul Cosmin. N-am fost când o prezentat, am întârziat un pic, dar am înțelesesem că era vorba de 1000 de lei de ceapă. De persoană, 100 de lei. Așa. Propunerea mea, tot am trecut la atâția ani, prin atâtea clinciuri și atâtea ramă cu bani, încercăm să dăm un pic mai mult anul ăsta la aici. Da? Să nu știi nimeni. Da, da. Că n-am pus 3.000. Am pus 3.000. Ce scuții de credeți? Așa, deci 3.000 de ceartă. Ca să intervin, dar uite, domnul Străturat, ca să nu mai ducem în urmă. Străturat Alexandra, e 3.402 din 23-a 5-a, iar certificatul fiscal e același din 24-a 5-a. Nu, dar ce când îți ducem în eroare, că e frumos. Puteți veni cu dovezi în fața... N-am vrut cu eroare, doamne, vedeți. Supun la vot proiectul de hotărâre pentru prezentat la executiv. Cine este pentru? Dar pot să nu spuneți. Cine este împotrivă dacă se abține cineva? Se trece la următorul punct al ordinei de zi. 12. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Ardeoan numărul 10 din 26.2022 privind scutirea de la plata impozitațiilor locale a membrilor Comitetului Local pentru situații de urgență a membrilor Centrului Operativ cu activitate temporară. Aviz. Comisia 2, domnul Remus Mădurară. Aviz favorabil. La fel, domnul secretar ne-a prezentat în comisie raportul de specialitate. Dacă cineva dorește să ia cuvântul, dacă nu supun la vot, proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru?
Se trece la următorul punct al ordinii de zi, 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice studiului de oportunitatea a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția de dezvoltare infrastructură TIC, sistem inteligent de management în comuna Ardeal, județul Bacău. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Avizie. Doamna Luminița Ghirasimie să ne prezintă raportul de specialitate. Comisie, dacă cineva dorește să ia cuvântul, dacă nu se pun la vot proiectul de hotărâre prezentat în forma de aici, cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. 14. Adresa numărul 161 din 12-12-2023 a SC Electrostat SRL Onești și înregistrată la UAT Ardeva cu numărul 8161 din 12-12-2023. Dau cuvântul domnului secretar pentru a reprezenta. Deci, în data de 12-12-2023 este și în documentul ce a reprezentat domnul președinte, domnul responsabil TV vine cu adresă cu o solicitare în care ne roagă ca durata contractului pentru dumneavoastră, pentru a firma ședințe de Consiliu Local, să fie de minim 2 ani de la data încheierii și o majorare cu 30% după calculele noastre față de valoarea care a fost adoptată, aprobată, nu știu, pentru anul ăsta. Adică pentru anul ăsta, în cerința de 9 decembrie pentru anul ăsta. Deci, este o creștere față de anul acesta cu 30%. Deci, vreau o sumă de 870 de ron, de ron lunar, la care se adaugă TVA-ul. Acum, dumneavoastră, pentru durata contractuală și a prețului lunar, stabilit dumneavoastră. Eu v-am spus ce o solicitat doamna, de 2 ani, minim 2 ani să fie în perioada contractuală și suma să fie de 870 de lei, la care se adaugă TVA-ul. La durată, perioada contractului, pentru 2 ani se poate face. Nu sunt probleme. În condiții în care n-am avut probleme cu firma respectivă și și-au respectat angajamentul. Dar ca bani, mi se pare cam mult 36%. Trebuie să vedem în altă soluție, cumva. Aș putea. Nu știu dacă avem ați mi se pare cam mult. Domnul da. Mulțumesc. E o majorare de 200 de lei, prețul a fost 670 până acum. Am făcut și noi niște calcule pentru că știm cu toții ce va fi începând de anul viitor. În primul rând, deja intrăm din ianuarie cu mărirea salariului, care e o mărire substanțială, zic eu, plus alte taxe și impozite și multe alte prețuri mărite. 200 de lei, am zis că nu este chiar exagerat, pentru că și prețul la combustibil n-a mai scăzut. Dar dumneavoastră votați în consecință. Dacă spuneți că e prea mult 30%, eu vă propune 25%. Uite, chiar 30%, cum a cerut domnule, 25%. Nu aș fi mărit deloc, deci chiar n-am fi mărit deloc. Mai sunt date propuneri? Cum faceți? Spuneți. Nu spune, sumă destul de mare pentru bugetul Consiliului Local. Eu v-am spus, v-am făcut semn și dumneavoastră pentru ședință. De ședință și dumneavoastră trebuie să gestionați problema aici. Situație. Să întrebați cine vrea să fie la cuvânt, ce opinie are fiecare. Nu că domnul
Eu aș propune, într-adevăr, să mărești. Eu tot fost 670 lei fără TVA a fost da. Acum, nu? Nu știu, maxim 100 de lei. 100 de lei fără TVA. Maxim. Ok. Maxim. Nu știu, și așa, e mult și cât plătit. Păi da, supuneți la vot, dacă două propune, și asta este, ce să zic. Care cu care? Ok, deci una, cu 25%, da, care este 25%. Și una cu 15%. Cu 15%. Dumneavoastră rămâneți să... Da, dacă am propus, normal să rămân așa. Da. Faceți propunerea cu 25%. Cine ok, facem propunerea cu 25%. Cine este de acord? Pentru propunerea... Deci, dumneavoastră, 4-5 cât să dea? Da, 5. Deci 5 cu 25%. Și pentru propunerea lui domnul Cosmin, Moise Cosmin, cine este pentru? 5,6. Deci 100 plus TVA. Da. Da, 6 pentru. Deci 6 cu 5. Deci cu rămas 100 de lei plus TVA, creșterea. Mulțumim. Da. Ca să știți, da? Trecem la următorul punct, 15 diverse. Dacă cine vrea, vrea să-mi scrie la cuvânt. Da. Da. Domnul primar, am solicitat de mai multe ori menajarea unui podiețul trecere la pod, la Ardeoane. A spus mereu, a afirmat că nu se poate, că nu se poate. În final, o avem, s-a putut, numai că a trebuit să strice. Trei mașini, am strigat calculatoarele, deci până la urmă s-a putut. Dacă îl făcea de la început când am solicitat, era cred că mai bine. Dar așa s-a hotărât să trece prin apă, după care acum s-a construit o trecere provizorie, într-adevăr, și nu trebuie altceva. Deci, domnul Reoada, am fost de 3 ore aici la fața locului, nu știu dat acceptă. O vorbit cu constructorul și a zis că durează maxim 3 luni de zile. Nu că nu se poate, noi tuburi am avut. Tuburile la Leontinești, am avut 3 tuburi noi în spate, am mai luat 3 tuburi împrumut de la domnul Vici, un tub de la Cornel, și s-a rezolvat acea trecere. Dar s-a rezolvat, nu pot să fac din capul meu, din cauza că e albia majoră a apelor române. Fără acceptul, e colegul tău de partid, vorbește cu el și vezi că a venit de 3 ore aici. Și-a văzut că, într-adevăr, e o problemă. E o problemă. Da. Nu puteam să lăsăm, peste iarnă. S-au plecat calculatoarele la 3 mașini. Asta nu e din vina mea. Eu ți-am arătat adresele care le-am făcut la ape înainte de a începe execuția lucrării. Da, și-au dat niște debite, au dat, nu, deci dacă vrea să, deci era rută ocolitoare, putea să mergeți până Leontenești, de asta nici nu ne-a dat avizul. Dacă nu aveam podul la Leontenești, nu aveam o alternativă, probabil că îmi dădea de la început. Ei, au fost intervenții destul de mari ca să ne lăsăm să punem acele tuburi acolo. Da. Cu condiția la prima viitură, că e 10 seara, că e 2 noaptea, utilajele să le scoatem afară. Deci asta este condiția. Au spus, nu ne permitem să facem... Da. Și poți să vorbești cu domnul Relu. Da. S-a marjat adresul. Acum, dacă dădea acceptul, era făcut podețul din prima secundă. Da. Da. Asta era ideea. Trebuie să-și asumă, să ne zbate un pic pentru cetățenii. Păi, dar cine să-și asumi dacă ei nu ne-au dat accept? Păi, v-ați asumat și Nu mi-am asumat, nu și-o dat verzitul. Directorul Lava. Deci până nu și-o dat, acceptul directorul Lava, nu... N-am putut să intervenim acolo. Da. Mulțumesc, domnul președinte, și fiind final de an, pot decât să vă urez la mulți ani, sănătate, un an prosper, belșug la anul și toate ce. Fiind depozitate toate lucrurile la ordinea de zile, clar închise lucrările și